Mulțumesc, domnule președinte. Respectul nu costă. Stimatele domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, avem în România probleme cât să ne țină ocupați trei vieți. Aș fi putut vorbi astăzi despre amenințările externe, criza imigranților sau securitatea spațiului. Toate veți spune chestiuni complexe și suficient de sofisticate pentru o declarație pretențioasă în fața instituției legiuitoare a acestei țări. Prefer însă să aduc în atenție o problemă locală. Dezbaterea cea mai arzătoare astăzi în Onești este despre gunoi. Mai exact, discuția se frământă în jurul prețului încasat pentru colectarea acestuia și a modalității lipsite de transparență a alegerii operatorului. În fapt, la sfârșitul anului trecut, după un proces îndelungat, început încă în 2010, pe vremea vechii administrații, Consiliul Local Onești a aprobat o taxă de salubrizare în valoare de 9,25 lei persoană pe lună. Un preț abuziv, nejustificat, mai important, incorrect de punct de vedere a tarifelor licitate. Decizia motivată superficial a provocat pe bună dreptate nemulțumirea întregii comunități, dând naștere unei dezbateri aprinse și inițiative civice de admirat unice în România. O problemă aparent nesemnificativă, jenantă chiar pentru unii, a avut puterea, în virtutea nedreptății ridicate la rang de lege, de a solidiza o întreagă comunitate. Peste 5.000 de oneșteni au semnat o inițiativă corectă de recalculare și reducerea taxei de salubrizare. Mai mult, peste 500 dintre aceștia au participat la o dezbatere pe marginea acestui subiect. Timp de câteva ore, aceștia au răbdarea de a analiza argumente și calcule anevoioase, de a le contrazice dacă a fost cazul, de a protesta dacă au ochit nereguli. Pe scurt, s-au implicat la mod sincer și responsabil în rezolvarea unei probleme care afectează întregul oraș. Evenimentul a fost un model de acțiune comunitară, profund democratică, pentru care uneștenii merită să fie felicitați. Stimați colegi, dincolo de valoarea propriu-zisă a taxei, oamenii, de fapt, s-au revoltat împotriva nedreptății, împotriva unor decizii luate în pripă și unele cazuri din rea voință. Locuitorii Oneștiului au dat o lecție, au transmis prin reacție imediată și extrem de hotărâtă că nu vor permite celor aleși să le reprezinte interesele, să-i disprețuiască. Este rândul aleșilor locali să demonstreze o atitudine demnă de funcția pe care o ocupă. Această problemă trebuie tratată dincolo de angajamente și interese politice înguste. Decizia în acest caz va trebui să fie motivată temeinic și direct proporțională cu interesul cetățeanului. Problema gunoiului în Onești nu este despre scump sau ieftin, este despre respect și responsabilitate, iar aceasta nu costă. Mulțumesc. Valerian Vreme, circumscripție electorală numărul 4, Bacău.